Care e legătura dintre aur, vrăjitor și filozofie? Răspunsul este o știință veche de când lumea, cu care te întâlnești la tot pasul. Acum 2500 de ani, printre vrăjitori, oamenii de știință de atunci, a apărut un zvon, cum care exista o piatră magică cu ajutorul căreia puteai transforma orice material în aur. Piatra filozofală, căutată de alchimiști, n-a apărut, dar căutările continuă. Acum, fără prefix, numim știința care caută să transforme substanțele chimie. Definiția pe care nu e necesar să o memorezi sună cam așa. Chimia este o știință care cercetează materia, legăturile dintre atom și felul în care diferite substanțe reacționează între ele. Trecem la lucruri mai în profunzime. Substanțele pot fi de două feluri, simple sau compuse. Cele simple, elementele de fapt, sunt toate trecute în tabelul periodic al elementelor și încep alfabetic cu argon, arseniu sau antimoniu. Logica spune că elementele simple au fost extrase din cele compuse, iar chimiștii au fost primii care le-au inventariat și evaluat științific. Substanțele compuse sunt împărțite în două mari categorii, organice și anorganice. Granița dintre substanțele anorganice și cele organice este destul de subțire. Substanțele organice conțin cel puțin un atom de carbon și hidrogen, iar combinațiile acestora le regăsim în corpuri vii, fie că sunt animale sau plante. Substanțele anorganice se împart în patru mari categorii. Acizii, formați din hidrogen și un radical acid, cum e acidul clorhidric sau sulfuric. Bazele, formate dintr-un metal și un radical hidroxil, cum e cazul hidroxidului de calciu sau de sodiu. Sărurile, formate dintr-un metal și un nemetal, cum e clorura de sodiu sau sulfatul de potasiu. Și oxizii, formați dintr-un metal și oxigen. Revenind la substanțele simple prezente în tabelul periodic, vom avea o nouă clasificare în metale și nemetale. De obicei, diferențele dintre ele sunt prezentate coloristic și se poate observa o diagonală care le separă. În stânga sunt metalele, cu mult mai multe decât nemetalele, care sunt în dreapta. Logic, nu? Nemetalele se definesc ca fiind substanțe care nu conduc curentul electric. Există o excepție celebră, grafitul. În rest, nemetalele sunt chiar buni izolatori electrici. Nemetalele pot fi în stare liberă gazoase, lichide sau solide. Ele nu au luciu metalic și sunt casante. Așadar, în concluzie, putem spune că primii chimiști care au combinat diferite substanțe pentru a obține substanțe noi au fost alchimiștii. Privind lucrurile în natură, observăm că există substanțe simple, cum ar fi fierul sau aerul, și substanțe compuse, cum ar fi sticla sau cerneala. Dintr-o altă perspectivă a vieții, sunt compuși cu carbon și hidrogen pe care îi regăsim în ființele vii și vorbim de substanțe organice, cealaltă categorie, cu materie neînsuflețită, o numim substanță anorganică. Elementele simple din tabelul periodic pot fi împărțite în metale, care sunt poziționate în partea stângă și încep cu litiu, și nemetale, care sunt mai puține și le regăsești în partea dreaptă a tabelului. Cea mai importantă diferențiere ține de faptul că metalele conduc curentul electric, pe când nemetalele nu. Există o singură excepție care ține de starea carbonului, grafitul, care conduce curentul electric, deși carbonul este nemetal. Iar acum o provocare pentru tine. Verifică cu ajutorul unei baterii și a unui LED dacă este adevărată proprietatea grafitului de a conduce curentul electric. Încearcă și în laborator cu o baghetă de sulf și vezi ce iese.